Pe scurt, am gătit mâncare. Era o zi frumoasă cu soare și bună pentru o plimbare, dar nu pentru mine. M-am lăsat în pace, am început să continui să privesc ultimul sezon Walking Dead. Dar fără chipsuri nu merge, așa că ne-am cumpărat 3 pachete. Am mâncat un pachet, 2-3, gata, s-a terminat. Peste 10 minute mi-a stat iară foame, așa că am mers la bucătărie în căutarea gustosului. Am deschis frigiderul, din el bătea vântul, așa că am decis să-mi pregătesc ceva de mâncat. Dar mai întâi trebuie să merg la magazin și să cumpăr ceva produse. M-am uitat câți bani am. Of, doamne, doar 20 lei moldovinești, asta e un euro. Haideți să vedem ce se poate de cumpărat de un euro în Moldova. M-am îmbrăcat și am mers la magazin. Am ajuns acasă, uite ce am cumpărat. Jumătate de banană, glumesc, o banană. Și o jumătate de ou, glumesc, un ou. Deci haideți să pregătim mâncare. Am căzut, oul a rămas întreg. Dar banana s-a spart. Iartă-mă că te-am omorât atât de tânără. Am luat cratița, am turnat apa, am aruncat oul să fiarbă, până când fierbe oul, am intrat pe Instagram. Instagramul meu va fi în descriere. Peste o oră mi-am dat seama că am pus la fiert oul. În cratița a rămas doar coaja oului. Mi-am dus aminte că am ascuns ceva pentru cea mai rea zi din viața mea. Am deschis frigiderul, în colț ascuns era ultimul creme vurs. Am băgat-o în microunde, am scos-o și am mâncat-o. Pe scurt, am gătit mâncare. Motanaș, găsiți unde sunt ascunse locurile Motan Show și scrieți în comentarii la ce minut a apărut. Eu voi alege random câștigătorul din comentarii care va apărea în următorul video. Iar câștigătorul din videoul trecut este acest utilizator. Bravo! Prieteni, nu uitați de like, subscribe și să distribuiți acest video pe rețelele de socializare dacă v-a plăcut acest episod. Miau!